Elena Stanciu spune că moda se face cu inima și că rochile se făuresc doar cu pasiune și dedicare. Află povestea fascinantă a unui designer vestimentar care a îmbrăcat numeroase femei din România, dar și din străinătate. Am început acum câțiva ani, când eram în Iași. Practic am făcut ucenicia la un atelier de acolo unde am învățat să croiesc. De cusut am învățat singură, deci am fost autodidactă. Mi-am dorit foarte mult. Bineînțeles, am început să-mi fac pentru mine, că nu aveam manechin și eu mă foloseam de mine să-mi fac ajustările. Am văzut că îmi iese, mi-a plăcut și am început să fac, să mă implic tot mai mult, să învăț mai multe lucruri. M-am mutat de la Iași la Craiova, am căutat ediția ale târgurilor în Craiova, l-am găsit pe cel organizat de Eli Adam, Cool Hunting Affair, am făcut un mini catalog cu câteva din produsele mele pentru a participa la acel târg, era una dintre cerințele târgului. Am fost selectată și am ajuns, cred că, la a patra ediție a târgului. Târg fără de care nu aș fi putut fi aici, adică dacă nu aș fi participat la târgul în cauză, Cool Hunting Affair, nu aș fi fost aici, nu aș fi cunoscut oameni. Mai multe detalii despre cum a început și ce creații putem adopta în această primăvară puteți afla din emisiunea Show Me de mâine de la ora 17:30.